Începând cu data de 24 iunie 2011, se pune în circulație trenul sezonier pentru Mangalia. Acesta va avea în compunere atât vagoane de clasă, cât clasa 1 și clasa 2, cât și vagoane de dormit și cușetă. Pleacă din stația Timișoara Nord la ora 18:25 de minute. În drobeta Turnul Severin este la 22:53, are plecarea de aici, cu sosire la 7:27 în Constanța și 9:36 în Mangalia. Oprește în toate stațiunile de pe litoral. Trenul sezonier va avea până la Constanța rangul unei garnituri de rapid. De acolo până la Mangalia el va avea regimul unui tren personal, oprind în toate stațiunile sudice ale litoralului românesc. Pentru un bilet la clasa a doua până la Mangalia, severinenii vor scoate din buzunar aproximativ 94 de lei, iar pentru unul la clasa întâi puțin peste 133 de lei. Cei care preferă confortul unui pat vor scoate din buzunar aproximativ 118 lei pentru un loc la vagonul cușetă sau 195 de lei pentru un pat în dormitorul cu două locuri.